Veronica Kolesnik s-a născut în anul 1996, așadar are doar 16 ani și este cel mai tânăr student al Universității Ștefan cel Mare. Am 16 ani, sunt de acum student anul întâi la Facultatea de Inginerie Produselor Alimentare. Da, am fost plăcută surprinși să primim un ordin de ministru în care o studentă din Ucraina, o candidată și astăzi studentă pentru că este deja înmatriculată, a venit la Suceava și am constatat că are 16 ani, într-adevăr este minoră. Adolescenta este din satul Hagi Curda, al regiunii Odessa din Ucraina și a venit în România ca să studieze. Pentru că este minoră, a avut nevoie de o procură din partea părinților pentru a trece granița. Mare le-a fost mirarea angajaților de la universitate când i-au văzut certificatul de naștere. Păi ei s-au mirat foarte mult, de cam 16 ani, și toți care veneau, colegii lor, la toți se arătau că ea are 16 ani și m-au numit chiar bobocul clasei. În general, absolvenții de liceu din România au vârste cuprinse între 18 și 19 ani, pentru că la noi copiii merg la școală la vârsta de 6 sau 7 ani și fac 12 clase până să ajungă la facultate. În Ucraina lucrurile stau altfel. Veronica a început clasa 1 la vârsta de 5 ani și a încheiat socotelile cu liceul după clasa 11-a. Îi vorbești foarte bine limba română. Păi suntem cam români. De ce? Spune-mi, te rog, ce ai făcut în Ucraina? Unde ai studiat? Într-o școală în satul nostru, școala este moldovenească, însă sunt și clase ucrainene care doresc, dar eu mi-am preferat limba maternă. Sistemul nostru școlar cred că e cam ca aici. Copiii mici, de la 3 ani, plec la grădinița de copii, apoi acolo șad până la 6 ani, apoi se duc în clasa 1, toți cu aplauze, întâlnesc cei mai mici, apoi termină clasa 9 și care doresc se duc să învețe în tehnicumuri, academii, așa ceva. Apoi, dar restul studiază până la clasa 11, ca și mine, și apoi termină, dau examenele finale și trec la universitate. Veronica i-a plăcut cartea. A învățat într-o școală cu predare în limba română. A fost premiantă. Așa se explică și nota mare de la BAC. Adolescenta a obținut aproape 11. Cu ce notă ai luat BAC-ul? 10 și 70. Dar cum a fost posibil? Pentru că, din câte știu eu, 10 este nota maximă. Păi la noi nota maximă este 12. În privința absolvenților de liceu din afara României, există două căi de urmat, practic. În cazul românilor din Moldova și din Ucraina, aceștia ajung în universitatea noastră prin ordin din ministru, examenul de admiteri și selecția lor făcându-se la nivelul consulatelor României și la nivelul Ministerului Învățământului. Universitatea doar transmite ministerului disponibilitatea de locuri pentru a primi moldoveni și ucrainieni. Statul României a acordat Veronicăi o bursă de studiu. Banii nu sunt nici mulți, dar nici puțini, 65 de euro pe lună. Momentan, cea mai tânără studentă de la USV încearcă să se acomodeze. S-a cazat în căminul numărul 1. Asta e jucăria mea, adusă de Ucraina. M-am gândit că îmi va fi dor de ea. Deci suntem împreună de acum 5 ani. Și mi-a adus-o să mă țină de vorbă. Oricum, în România, Veronica are un sprijin de nădejde. Este vorba despre fratele ei, Alexei, și el student al Universității Ștefan cel Mare. Tânărul are 20 de ani. Tu ești student de mult timp în România. La 3-lea an acum fac. Da. Și unde studiezi? La geografie, aici. Și tot 16 ani aveai când ai venit în România? Nu, 17 aveam. 17, da. Erai un pic mai mare. Un pic mai mare. Așa. Și cum ți se pare sistemul la noi? Îmi place mai mult decât cum e în Ucraina. Chiar e mai fain. Mie îmi place. Ești cu bursă, nu? Da, cu bursă, fără taxă. Bursă fără taxă. Și bursa de cât este? Da, 65 de euro. Și banii aceștia ți ajung? Jumate plătesc căminul și jumate... Nu chiar îmi ajung, dar merge. Te ajută și părinții de acasă? Da, da. Ce vrei să faci după ce termin studiile? Nu, îmi fac primul de masteratul, tot vrea. Apoi încă să un lucru. Undeva. Tot în România? Da. Mai întorci acasă? Nu, acasă chiar nu vreau. Poate în România sau... Îmi fac cetățenie românească și merg în Europa. Dacă cel mai tânăr student al USV are 16 ani, cel mai în vârstă are 75. Iată, dacă anul trecut puteam semnala faptul că avem poate unul dintre cei mai vârstnici studenți, având 75 de ani, anul acesta
ne lăudăm, să zicem, poate cel mai tânăr student, această domnișoară de 16 ani din Ucraina. În concluzie, se pare că setea pentru cunoaștere nu are vârstă.